Pro-România Suceava a depus luni candidaturile la funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, respectiv la funcțiile de consilier județeni. E momentul unei schimbări și cred că am înțeles foarte mulți că acum e momentul schimbării. Nu mai târziu, nu altfel, astăzi e nevoie de schimbare, o schimbare politică curajoasă, o schimbare de profil administrativ, dacă vreți, o schimbare de generație în egală măsură, pentru un lucru foarte simplu, traversăm un moment greu. Cine n-a înțeles că Bucovina, că Suceava e căzută foarte rău, economic, social, chiar și uman, aș putea spune, greșește foarte mult. Și avem datoria, măcar noi, cei care am înțeles lucrul ăsta, să venim cu schimbări, să venim cu altceva, să venim cu forță proaspătă. Și vă spun că schimbarea la Pro-România e vizibilă. Alexandra Harja Samsonescu, o tânără femeie de afaceri din Suceava, este candidatul pentru Consiliul Județean. Alexandra, bine ai venit în Pro-România. Bine v-am găsit. Felicitări pentru curajul tău și îți țin din tot pumnii curaj, să ai motivare, să ai dorință, succes. Da, Dumnezeu, vă mulțumesc. Președintele Organizației Județene a Partidului, Cătălin Ioan Nechifor, va deschide lista pentru consilierii județeni. Următorii pe listă sunt expertul contabil Luminița Chihai și fostul șef de cabinet al lui Cătălin Nechifor la Consiliul Județean Suceava, Teodor Sârghe. Am hotărât să intru în cursa pentru obținerea funcției de președinte al Consiliului Județean Suceava, întrucât mi-am propus să nu mai las tinerii să plece din Suceava, din județ. Și chiar dacă au plecat, trebuie să facem cumva, să-i aducem înapoi și să pună umărul alături de noi la binele acestui județ. Eu candidez pentru că îmi iubesc părinții, îmi iubesc bunicii, pentru că mi-ador familia și candidez din respect pentru fiecare cetățean din acest județ plin de istorie.